Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc domnule președinte Iohannis pentru ospitalitatea dumneavoastră, pentru felul în care ați primit delegația spaniolă, pentru conversațiile pe care le-am avut astăzi. Și înainte de a vorbi despre agenda europeană și despre această criză din Ucraina, fără îndoială efectele economice pe care le generează acest război sunt majore, dar aș vrea să subliniez faptul că vizita aceasta este foarte importantă pentru Spania, pentru că vrem să transmitem un mesaj de recunoștință celor mai bine de 1 milion de români care trăiesc în Spania, pentru felul în care au contribuit la dezvoltarea economică a Spaniei. Și vrem să transmitem mulțumiri și poporului român, pentru că românii se integrează foarte bine, muncesc din greu și este un lucru care dovedește că suntem două popoare înfrățite, care au relații extraordinar de bune pe plan social, dar și comercial. Și există această relație de frăție între societățile spaniolă și română. Vreau să scot în evidență acest lucru. De asemenea, vreau să scot în evidență faptul că, din punct de vedere economic, atât România cât și Spania avem relații comerciale foarte bune. În anul 2020, datele indică că au avut loc schimburi comerciale de mai bine de 500 de milioane de euro. Dar există, se pot face îmbunătățiri în acest plan, în ceea ce privește și investițiile din Spania în România, dar și viceversa. În acest sens, președintele Iohannis și cu mine am vorbit despre nevoia, poate acest an, ne-am dorit să aibă loc acest an, un summit bilateral între cele două guverne pentru a putea întări și mai mult relațiile bilaterale dintre cele două state. În ceea ce privește războiul din Ucraina, război inițiat de Putin, cred că sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le împărtășesc societății din România. De-a lungul multor ani, Putin a încercat să slăbească Uniunea Europeană. A intervenit în acest sens în felurite feluri. Cu toții știm că a folosit și ciberatac. S-a folosit de tehnologie, dar a folosit și instrumente mai clasice, cum ar fi invazia aceasta unilaterală, intervenția Rusiei în Ucraina. Dar trebuie să fim conștienți de unde a pornit acest conflict, de ce a invadat Putin Ucraina. Președintele Zelenski a fost destul de clar atunci când a vorbit despre asta. Putin a atacat Ucraina pentru că o percepe ca pe o amenințare la procesul democratic. Putin încearcă să slăbească Uniunea Europeană pentru că o vede ca pe o amenințare, un proiect geopolitic la scară globală și fundamentat pe valori opuse regimului de la Moscova. Mă refer aici la libertăți, la democrație, la respectarea drepturilor omului. Prin urmare, trebuie să fim conștienți de acest diagnostic și să fim uniți, așa cum am fost încă de la începutul acestei invazii, toate guvernele, toate societățile, să fie unite în jurul guvernelor țărilor proprii. Putin a crezut că vom acționa fiecare separat, nu credea că comunitatea internațională va da dovadă de această uniune, dar lucrurile l-au contrazis, realitatea l-a contrazis. România, Spania și multe alte țări au intervenit, aș putea spune chiar 40 de țări au intervenit în mod unitar și au fost de acord ca Tribunalul Internațional să cerceteze acest genocid pe care guvernul din Rusia îl face în Ucraina. Practic, cu toții condamnăm această invazie. Ne-am unit și în ceea ce privește solidaritatea cu poporul ucrainian, nu doar la nivelul Uniunii Europene, dar și la nivel bilateral. Fiecare țară
oferă material de luptă, material de apărare către și, bineînțeles, ajutoare umanitare către Ucraina. În Spania am aprobat un pachet de ajutoare umanitare, cel mai mare pe care Spania l-a oferit vreodată, 23 de milioane de euro pentru Ucraina, și fără îndoială i-am transmis președintelui Iohannis solidaritatea poporului spaniol, nu doar în ceea ce privește fluxul de refugiați care provin din Ucraina, dar și din alte țări care poporul român i-a primit pe toți acești refugiați. Spania va continua să ofere un exemplu, să fie un exemplu în ceea ce privește primirea refugiaților. Și, repet, nu doar cei care provin din Ucraina, ci și cei care provin prin Republica Moldova. Am vorbit cu președinta Republicii Moldova, am asigurat-o de sprijinul poporului spaniol. 1000 de refugiați ucrainieni se află acum în Republica Moldova și ei vor fi duși în Spania în acest exercițiu de solidaritate cu Uniunea Europeană. Și trebuie să demonstrăm unitate în ceea ce privește sancțiunile, pentru că e important să-i transmitem lui Putin și oligarhilor lui două mesaje foarte clare. Pachetul de sancțiuni va continua să crească. Săptămâna aceasta am aprobat un nou pachet de sancțiuni foarte dur împotriva oligarhilor și a lui Putin și, bineînțeles, îndreptat către economia din Rusia. În Spania am aplicat sancțiuni foarte dure în ceea ce privește pe oligarhii ruși din țara noastră. Prin urmare, cred că cu toții suntem de acord că Putin a comis 3 greșeli dramatice, le-aș numi eu, pentru interesele sale. În primul rând, rezistența incontestabilă, incredibilă, de care a dat dovadă guvernul lui Zelensky și de care a dat dovadă și societatea ucrainiană. Sunt sigur că nu credea că vor opune o astfel de rezistență și comunitatea internațională va trebui să admită acest lucru, faptul că poporul ucrainean a dat dovadă de foarte mult curaj și de o rezistență incredibilă în procesul său de democratizare și de consolidare a democrației. Apoi, cred că Putin a greșit din punct de vedere strategic atunci când a crezut că comunitatea internațională, NATO și Uniunea Europeană nu vor acționa în mod unitar. Și cred că i s-a demonstrat contrariu. Cu câteva zile în urmă, majoritatea statelor au condamnat în mod unanim această intervenție militară, iar la nivelul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice am luat niște măsuri și cred că asta e foarte important. Trebuie să transmitem acest mesaj de unitate. Este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem, cea mai bună garanție pentru securitate împotriva acestei invazii a lui Putin într-o țară liberă cum era Ucraina. Europa în ziua de azi este mai unită, așa cum am spus. Asta s-a dovedit și în timpul pandemiei, dar s-a dovedit și acum în timpul războiului. Și trebuie să fim conștienți la nivelul tuturor statelor europene că această provocare pe care o lansează Putin către Uniunea Europeană este importantă, pentru că așa se vede foarte clar că Uniunea Europeană are un proiect foarte puternic, dar trebuie să-și întărească capacitățile și pe plan al apărării și pe planul apărării. Săptămâna viitoare sperăm că va fi aprobată noua strategie în ceea ce privește apărarea pentru următorii ani, politica noastră de securitate comună, apoi complementarietatea cu NATO, cu Alianța Nord-Atlantică. La Madrid va avea loc un summit în luna iunie în acest sens și acolo vom defini foarte clar
clar care va fi orizontul NATO pentru următorii 10 ani până în 2030. Și apoi în domeniul energiei. Cred că este foarte important ca Uniunea Europeană să acționeze rapid, să nu amâne deciziile, pentru că acest lucru afectează firmele mici și mijlocii, afectează industria la nivelul Uniunii Europene, dar îi afectează în mod direct și pe cetățenii țărilor noastre, pentru că ei suportă consecințele unei noi crize. Nici nu am ieșit bine din criza provocată de pandemia de COVID din 2019 și am intrat într-o nouă criză. Guvernul din România, președintele Iohannis și eu am trimis împreună cu alte țări din nivelul de Uniunea Europeană, am trimis o scrisoare în care ceream o intervenție rapidă în ceea ce privește evoluția prețurilor la gaze și electricitate. Dar acum avem un consiliu care va avea loc pe 24 și 25 martie și eu și președintele Iohannis am stabilit că vom lucra împreună pentru a avea o poziție categorică. Să putem adopta măsuri urgente, categorice, pentru a putea garanta un nivel de preț stabil, care să fie adecvate nevoilor și pentru economia țărilor noastre și a cetățenilor noastre. Cred că este un consiliu foarte important, cel din 24 și 25 martie, pentru că vom stabili care sunt instrumentele pe care le vom aborda pentru a interveni în această urgență în ceea ce privește evoluția prețurilor pe piețele energetice și gaz și electricitate. Vreau să mulțumesc Guvernului României pentru că împărtășește aceeași poziție categorică cu Guvernul de la Madrid. Așa cum am spus și la început, vreau să mulțumesc pentru aceste discuții și pentru ceea ce am făcut împreună cu președintele Iohannis la nivelul Consiliului European. Societățile noastre beneficiază de aceste decizii. Este o onoare pentru mine, domnule președinte Iohannis, să mă aflu astăzi aici la București alături de dumneavoastră.